Bună, eu sunt pe acasă și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. În clipul de astăzi m-am gândit să vă arăt și cum fac eu untul de casă din smântână pe care o fac părinții mei. Ei fac smântână de separator și nu o diluează cu nimic, așa că în câteva zile devine atâta de tare. Și eu de câteva luni bune, de când am descoperit metoda asta, n-am mai cumpărat unt deloc. Și îl folosesc pe ăsta făcut de mine și o să vedeți că se face foarte repede și ușor. Dacă o să vreți să încercați și voi, există mai multe metode, dar eu o folosesc pe aceasta cu robotul de bucătărie pentru că se bate smântâna și se obține untul foarte rapid. Da, puteți să vedeți cât de tare e smântâna, încât mi s-a îndoit lingura, dar nu-i nimic că s-a reparat. Și sincer, cred că a durat mai mult să transfer toată smântâna decât să bat untul efectiv. Așadar, am pus toată smântâna în bolul robotului de bucătărie și apoi l-am pornit. În funcție de cât de consistentă este smântâna și chiar și temperatura ei contează, procesul ăsta s-ar putea să dureze mai mult sau mai puțin. În cazul meu acum a durat puțin mai mult pentru că a fost super densă și chiar a trebuit la un moment dat să adaug niște apă ca să încurajez cumva procesul ăsta. Și în orice caz o să știți că e gata când începe să se separe, lasă un lichid care de fapt este zerul și ceea ce rămâne este grăsimea, adică untul. Dacă este de casă, din smântână și lapte de calitate, atunci o să fie foarte galbenă. După ce am parcurs pașii ăștia, trebuie să spălăm untul pentru a rezista mai mult. Dacă nu facem și acest lucru, atunci o să se strice, o să prindă gust și miros urât mult mai rapid. Atunci ce o să facem? Punem untul într-un bol, voi puteți să folosiți un bol mai mare decât am folosit eu aici, și ne asigurăm că punem apă rece, nici de cum caldă peste, și atunci o să spălăm așa, frământând ușor untul, în mai multe ape, cred că eu am schimbat aici 5, până când apa este foarte, foarte limpede. După ce untul este foarte bine spălat, ceea ce fac eu în continuare este să-l pregătesc pentru congelator, pentru că la frigider o să reziste cam până la 4 zile, dar la congelator rezistă mult și bine. Așa că eu cântăresc bucăți de 100 de grame, ca să știu exact cam cât are o bucățică, pentru că cel mai mult o să-l folosesc în prăjituri. Și îl modelez într-o folie de plastic și astfel este pregătit să stea la congelator.
mereu la final rămâne o bucată care nu o să aibă 100 de grame, atunci pe asta o folosesc, o pun în forma asta de silicon pentru cuburi de gheață, e normal, dar eu pun untul în ea și astfel bucățile alea o să le folosesc la gătit. Când am desotat ceva legume sau în orice rețetă care cere unt în tigaie, eu o să folosesc cubulețe din acelea, de obicei folosesc câte două. Astfel, din aproximativ un litru de smântână, am obținut aproximativ aproape 600 de grame de unt. Pregătim în continuare o rețetă de sos pentru paste, dar nu neapărat. O să-l folosim în următoarele rețete din cartea lui Jamie. Este un sos cu 7 legume ascunse și o să folosim o conservă de roșii, ardei gras, dovlecel, ceapă verde, apio, praz, dovleac plăcintar, oregano, usturoi, o ceapă și ulei de măsline. În continuare am spălat și tocat toate legumele. Nu este neapărat să le tocați de mână, puteți să folosiți robotul de bucătărie. Eu prefer partea asta pentru că, nu știu, mă relaxează, este partea mea preferată când gătesc orice, să toc legumele. Chiar sunt curioasă dacă și pentru voi este la fel sau dacă vă enervează, să îmi spuneți în comentarii.
Când toate legumele au fost pregătite, am adăugat ulei de măsline în oala în care urma să le gătesc și usturoiul și oregano. Și pe acestea le-am lăsat să se călească așa cam un minut. Apoi am adăugat toate legumele. Eu vă pot recomanda să folosiți din nou o oală mai mare decât am folosit eu, dar în orice caz și în cazul meu a fost ok, pentru că o să scadă, o să lase zeamă și atunci vor încăpea. Eu le-am lăsat pe foc, cum spunea și rețeta, aproximativ 25 de minute, adică până au ajuns să se moaie, dar nu și-au schimbat culoarea. După 25 de minute am adăugat și conserva de roșii. O să vă las exact toate ingredientele pe care le-am folosit eu în descriere și puteți alege să faceți aceeași cantitate sau să dublați sau să triplați ingredientele dacă o să vă placă. Și oricum, după ce am turnat conserva, am mai pus în ea cam până la jumătate apă și am turnat de asemenea oală și am lăsat-o la foc mic încă 25 de minute. După ce a fost gata, eu am lăsat-o să se răcorească. În cazul meu a fost cred că și câteva ore, pentru că m-am luat cu altă treabă. Dar nu este necesar să o lăsați atât de mult, pur și simplu să nu fie la fel de fierbinte, ca să nu existe riscul să vă stropiți și să vă ardeți așa. Și apoi cu un blender de mână am blenduit tot până a fost la consistența pe care eu o preferam, una foarte fină, și apoi am asezonat cu sare și piper până a ajuns să fie gustul pe care îl căutam și cam acesta a fost rezultatul final. Următorul pas a fost să pregătesc sosul pentru congelator, așa că am luat niște pungi și am măsurat prima dată 300 de ml de sos, pentru că cam asta ar fi cantitatea necesară pentru două porții, să spunem, de paste. Mi-am dat seama că 300 de ml este de fapt cât are paharul și atunci în continuare pur și simplu am umplut paharul și apoi am închis punga. Am făcut-o așa aplatizată pentru că va ocupa mai puțin loc în congelator. Și următoarea rețetă o să fie una în care o să folosim sosul pe care tocmai l-am făcut. O să facem o rețetă de paste, eu am făcut-o pentru cină, așadar avem nevoie de paste, bacon, ulei de măsline, rozmarin, eu am avut congelat, dar puteți să folosiți proaspăt, sosul pe care l-am făcut, o să mai folosim și oțet balsamic și puțin parmezan. În continuare am pus o oală cu apă pentru fiert paste cu puțină sare și am început să pregătesc ingredientele. Prima dată am tocat baconul și l-am pus într-o tigaie cu puțin ulei de măsline
la foc mediu pentru câteva minute până când a devenit crocantă. Timp baconul era în tigaie, am început să separ frunzele de rozmarin și le-am adăugat apoi în tigaia cu baconul împreună cu puțin piper și le-am lăsat pe foc aproximativ un minut, după care le-am scos din tigaie, dar m-am străduit totuși să păstrez grăsimea lăsată de la bacon în interior. Am ajuns în punctul acesta, am putut să adaug sosul, eu l-am lăsat până când s-a deschițat complet, după care am mai pus două linguri de oțet balsamic. Oțetul balsamic este evident acru și mi-a fost frică să le pun pe amândouă de la început, dar gustul este destul de echilibrat, chiar dacă adăugați două linguri de oțet balsamic, nu o să fie prea acru, așa că puteți să puneți liniștiți și bineînțeles, ăsta este punctul în care, dacă simțiți că mai este nevoie de sare sau piper, puteți să asezonați după bunul plac. Am adăugat și pastele, dar am păstrat și puțină apă în care au fiert, pe care nu mai știu sigur dacă am folosit-o sau nu ca să subțiez sosul, dar să faceți la fel, încercați, poate că o să vreți să fie mai subțire sosul și atunci puteți să adăugați puțină apă. Pot să vă spun și impresiile noastre. Mie personal mi-a plăcut pentru că se face super rapid și nu este nevoie de multe ingrediente. Adică chiar dacă n-ați avea sosul ăsta pe care l-am făcut eu, ați putea să puneți pur și simplu și o sughe roșii bulion, da? Și să faceți împreună cu baconul și rozmarinul. Mie personal mi-a plăcut super mult rozmarinul pentru că a căpătat o textură super crocantă, nu mă așteptam și s-a potrivit foarte bine în combinație cu restul ingredientelor și ne-am bucurat de o cină gustoasă, așa că din partea noastră a primit 9 din 10. Următoarea rețetă, o să facem un orez cu ouă și tofu și am folosit ulei de arahide, tofu, eu am folosit în saramură simplu pentru că din asta am găsit. Apoi am folosit ciuperci exotice, eu am avut de la congelator, usturoi, ghimbir, ceapă verde. Am folosit și păstăi verzi, eu am avut de la congelator. Deși, mă rog, orez basmati brun, susan, ouă, sos iute, sos de soia, lime, da, și cam atât. Dar vreau să vă spun, în rețetă, în mod normal, Jamie folosea altfel de păstăi, ceva păstăi de mazăre dulce, eu n-am găsit, am mers cred că în vreo 3 magazine, n-am găsit din alea, așa că am folosit ce am putut și a fost foarte bun oricum. Bun, am cântărit orezul și l-am pus în apă să fiarbă, să știți că o să ia mai mult să fiarbă decât orezul e obișnuit. În rețetă trebuia să folosesc orez gata, gătit,
numai care să-l încălzești, dar nici n-am căutat, nici nu știu dacă aș fi găsit. Așa că l-am folosit din ăsta, făcut de mine. Și am continuat cu tocarea ghimbirului. Am tocat și ceapa verde, partea albă în bucăți mai mari și partea verde mai mărunt. Și apoi și toful l-am tăiat în cuburi așa mai măricele. Și am pregătit și restul legumelor și ciupercilor, le-am cântărit și le-am avut pregătite ca să le pun pur și simplu în tigaie. Între timp, orezul a fost gata, așa că am pus puțin ulei de arahide într-o tigaie și în cealaltă am pus legumele pentru a se găti. La mine a durat mai mult decât spunea Jamie în rețetă, pentru că a trebuit pur și simplu să aștept să se dezghețe, să lase apă și abia apoi au reușit să se rumenească. La tofu a fost mult mai simplu, pur și simplu îl puneți în tigaie și îl lăsați acolo, nu prea îl mișcați, ca să reușească să se rumenească pe o parte. După ce tofu prinde culoare pe o parte, atunci l-am întors, am adăugat semințele de susan și două ouă, le-am spart, eu le-am și întins foarte bine pe suprafața tigăii și am spart și gălbenușul pentru că nu îmi place gălbenușul crud. După care am pus un capac și am lăsat-o la foc până când ouăle s-au gătit pe placul meu. Și am adăugat și ceapa verde. Voi, dacă vă place ouul să fie mai moale, atunci puteți să lăsați mai puțin. Bun, în tigaie am rumenit destul de bine legumele și apoi într-o parte am adăugat ghimbirul, usturoiul și bucățile de ceapă, bucățile albe de la ceapa verde, după care am adăugat și orezul și am amestecat. La final puteți să stoarceți zeamă de lime și să puneți un pic de sos iute peste, o să aibă un gust mult mai bun așa. Și pot să vă spun și impresiile mele. Mi-a plăcut, a fost ok. Eu am avut o parte și la frigider, dar de la frigider nu mi-a mai plăcut la fel de mult tofu și oul, adică dacă îl faceți, vă recomand să-l mâncați proaspăt. Orezul, în schimb, pentru că mi-a ieșit o cantitate mult mai mare decât am reușit să mănânc atunci, l-am mai folosit, chiar a fost super gustos și am putut să îl folosesc ca și garnitură pentru alte feluri de mâncare, deci vi-l recomand. Ca notă, cred că primește un 7,5, să zicem, din 10. Pentru că chiar s-a făcut rapid și este ceva interesant, mai diferit față de ce mâncăm de obicei. Ciupercile exotice sunt cea mai bună chestie din rețeta asta, chiar vă recomand. Eu îți mulțumesc că ai petrecut câteva momente cu mine pe acasă, sper că ți-a plăcut acest clip, că ai găsit idei pentru rețete noi. Aștept să ne auzim în comentarii, să te abonezi dacă îți place conținutul pe care îl fac, pentru că postez cu regularitate. Și până data viitoare, eu și Sia te salutăm!